aducă lupta jos, să controleze și să-și lovească adversarul. Gata! Susținut Damian Zaharia de luptă! O echipă însemnată. Pregătit parcă Damian pentru intrările la picioare a lui Robert Constantin. Deva locuri puternice pentru el. Da, da, da. Foarte evident această intrare. Oh. Da, tot caută Constantin intrarea și a reușit să-l ducă la podea pe adversar. De pe spate a lovit puternic și în Damian Zaharia. S-a așteptat probabil la această situație și probabil că a lucrat mult de pe spate. Andy va încerca să-l ducă la cușcă și să-l izoleze cât mai bine acolo. Acum este relativ. Atenția, acolo un triunghi. Mare atenție pentru Andy. A fost un moment, s-a și deschis o rană în urma loviturilor de cot ale lui Zaharia. Susținut și Robert Constantin strigă Andy, Andy, susținătorul lui, foarte bună poziția cu acel underhook. Să vedem dacă va insista acum și va duce drumul la gard, Daniel! Scotit foarte puternic, în special în aceste poziții de clinch și direct în control deasupra, o situație dificilă pentru Zaharia. A încercat are să iasă foarte multă aduranță, are mult gaz. Robert Constantin poate să ducă o serie nesfârșită de lovituri. Nu e într-o poziție deloc bună. Încearcă acum o chilotină, să vedem dacă va reuși. Are niște chilotințe și victorie pentru Robert Constantin. Da, victorie rapidă pentru el. Victorie obținută în prima repriză. Excelentă prestația lui Robert Constantin. Damian Zaharia a rămas prăbușit. Uite-mă! Ce mă crezi că mi-e frică? Damian? Dezamăgit, pare că plânge acolo Damian Zaharia după această înfrângere. Robert Constantin...